Suporterii au creat o atmosferă ca pe Giulești la meciul Rapidului cu Comprest. Giuleștenii au avut parte însă de adversar puternic și de un teren greu și au obținut doar o remiză fără goluri. În ziua în care a împlinit 35 de ani, Niculae a scăpat singur cu portarul, dar a trimis paralel cu poarta. Suporterii l-au iertat însă și l-au felicitat după meci. Ne-am creat, eu zic, și destule situații de poartă. N-am reușit să înscriem. Terenul e execrabil, dar știam ce ne așteaptă. Suporterii au făcut scandal în timpul meciului. S-au luat la ceartă cu cei de pe banca lui Comprest, dar au fost potoliți repede de jandarmi. Fanii așteaptă acum cu nerăbdare meciul cu CSEA Steaua de weekendul viitor. Academia Rapid Steaua se va juca sâmbătă în direct pe Telecom Sport 2 de la ora 19:15. Tot timpul e rivalitate între noi și noi, Steaua, Dinamo și cel Petrolul, celelalte echipe, Craiova. E normal că pentru ei contează foarte mult să câștigăm împotriva Stelei.